este. Crăciunul, cum o numesc oamenii. Și în fiecare an, oamenii petrec în cinstea mea. Și anul acesta se întâmplă același lucru. Toată lumea a făcut cumpărături, iar în magazine, pe stradă, la televizor, la radio și pe internet, se vorbește numai despre asta. E adevărat că e frumos că măcar o zi pe an, oamenii se gândesc la mine. Sunt peste 2000 de ani de când este același scenariu. Oamenii se distrează foarte mult, dar nu-și dau seama de importanța și de semnificația Crăciunului. Îmi amintesc că anul trecut au petrecut cu multe bunătăți pe masă, multe cadouri și totul era decorat. Dar pe mine nici măcar nu m-au invitat. Ar fi trebuit să fiu invitatul de onoare. Deci, petrecerea trebuia să fie pentru mine. Iar când a sosit ziua de Crăciun, m-au lăsat afară și am închis ușa. Mi-am dorit să mă bucur împreună cu ei de bunătățile pregătite, dar n-a fost nicio surpriză pentru mine, pentru că în ultimii ani toți mi-au închis ușa. Și pentru că ei nu m-au invitat, eu totuși am intrat și am stat într-un colț și am început să observ. Toți au început să mănânce, să bea, să danseze. Erau acolo chiar și câțiva care s-au îmbătat și au început să facă glume proaste și să râde de mine. Apoi a apărut un bătrân gras, cu barba albă și îmbrăcat în roșu, iar toți copiii l-au înconjurat strigând: Moș Crăciun! Moș Crăciun! De parcă petrecerea era pregătită pentru el. Se făcuse miezul nopții și toți au început să se îmbrățișeze și am întins și eu brațele, sperând că cineva mă va observa și pe mine și mă va îmbrățișa. Dar nimeni n-a făcut-o. Apoi au început să-și împartă cadouri și m-am apropiat și eu, în speranță că va fi măcar și unul pentru mine. Îți poți imagina că în ziua ta de naștere nimeni nu-ți oferă niciun cadou. Oare cum te-ai simțit? Am plecat în lacrimi fără ca cineva să observe, fără ca cineva să vadă, să audă că am ieșit pe ușă, mergând pe ulițele acestei lumi, singur și prins, m-am gândit, care mai are sens să vin pe pământ, că oricum oamenii nu mă mai cunosc, nu mă mai văd, nu mă mai vor, nu mă mai iubesc. Am auzit o mamă care plângea la telefon, își auzea băiatul pentru
fiecare zi ca în plecare acasă, deși mi-ai spus să vei face totul pentru ca să fie bine acasă cu tine. Nu te-am ascultat, mi-am dat seama că nu știu cum să-mi răspund. Și eu am pus fiule în fiecare clipă. Și anul acesta, la rugașe Fântul Iisus, să-mi dea un semn de la tine. Măcar să știu că trăiești. Dar n-am încercat să te caut, să cred, să sper, să te iubesc. Și au rămas tăcuți, preț de câteva secunde, doar lacrimile mordeau. Și nu m-am putut abține. Am început a plânge și ei au înțeles că Dumnezeu e cu ei.